Serios. De dimineață vă salut. Vedeți? Vedeți care e diferența? Între un boier care eu dimineața când mă trezesc gândești că îs ăia de la Chevla cu țâtea. Eu ridic fedeu. Ce avem noi aici? Bineînțeles, ritmul dimineță, ritmul cireșelor, gemul. Acompaniat de ce? Acompaniat de brânzet. Deci, băi, pâinică, cu brânzică și cu gem. Interesant. Aici avem ceai. Șase minute trebuie să stea încă. Arată ceasul de deșteptător. La mine arată ceasul de deșteptător ceai Lord Nelson. Ceai Lord Nelson. Păi eu ori-s Nelson Mondialu, ori-s Lord Nelson, ori-s fenomen. Mă, alo, mă, vi-l bagă muie, mă. Vi-l bagă muie, ceai Lord Nelson. Domnul Nelson Mondialu, poftă bună la ceai, îmi scrie în engleză. În fine, ați văzut, îmi arată ceasul deșteptător. Mie mi-l arată ceasul deșteptător cât timp să stea pliculețul în ăsta. Păcând voi, măi sclavilor, măi, păcând voi, e diferență mare. Vouă vă arată ceasul deșteptător ca să mergeți a lavorare, a rabotare, a definire, verbul conjunctivită, lucru. Lucru, lucrez. Lucru nu există, îl scoatem din ăsta. De asta doar lucrez, lucrați, lucrește, este oare. Înțelegeți? Asta e menirea mea de boier, mă, dimineața. Să mă trezesc frumos. Așteptat cu micul dejun. Exact cum mă lau ăia cu lacuță, ce? Ceiuțul lor, Nelson. Uai, savoare. După care, ce mâncăm? Avem cafeaua gata, pregătită, caldă și țigările pe masă. Păi și atunci, băi, ăștia pornesc internetul, băi, ăștia sclavilor. Măi sclavilor, mă. Măi lacheilor. Să vă spun ceva. În viața vieții voastre n-o să ajungeți la valoarea mea. În viața vieții voastre n-o să aveți
gradul meu de șmecherie. Dar ce? Spun alta, poate o să spuneți, băi, Nelson, de dimineață te-ai trezut și te-ai luat din lista neagră. Pentru că eu dimineața mă trezesc frumos. Până să ajung în camera mea de ospeți, să-mi servesc imperialul regesc mic dejun, poposesc în camera mea de un dormitor, dau drumul la celălalt laptop, la două, bă, și citesc în comenturile voastre. Care o parte primește prețuita inimioară din partea mea, iar restul primește un report și blocaj. Înțelegeți? Nu! Husenilor! Măiciori în păiache! Băi, nu vă vedeți că sunteți vai de mama voastră, că mă uit pe profilul vostru și pe pozele voastre și nu vreau ca să mă iau de dimineață să vă descriu vestimentația, să vă descriu în casă și una alta și chiar fețele voastre care le aveți, copiii voștri, ce trebuie că n-aș umblă. Măi! Veniți să-mi comentați mie pe pagina. Mă faceți din pun ambiția de fac iară, accept iară să mă duc în emisiune să vă disperma. Vedeți că pentru voi numai așa ca să vă arăt că ce șmecheru și ce ăsta, ce iară să mă duc în emisiuni, mă. Și poate accept să cad la pace cu ei. Să-mi bag joc de voi, măi, jegurilor. Nu vă puneți cu tata Nelson. Nu vă puneți cu tata Nelson. Ia-ți-vă dracului de împuțiți. Parlamentarii vă freacă, părinții. Ilie Moldoveanu vă dă clanță, vă arde. Ce bine râde, vă zic, pe cum să nu râde când brânza e de capră, făcută de casă. Gemul e de fructe culese din pom cu mâna omului făcut de casă. Neamurile mele. Ne prind o țigară ca băieță. Și discutăm din, în continuare din citatele care le-ați dat, care mi-a scris. Băi, Nelson,
Vezi că cu ăștia cu casa de copii nu e adevărat ce spui. Bă, adevărat, băi. Nelson, nu e adevărat ce spui. Atunci, de ce nu zici nimic de ăia cu handicap? Eu am mai spus. Și nu mă contrazic. Dar voi nu sunteți pe fază cu clipurile mele. Eu v-am spus vouă. Eu, persoana care îs în ziua de astăzi, cu clipurile pe YouTube și clipurile mele care le am peste 2500 de clipuri, pe canalele Nelson Mondialu, Nelson Mondialu Fenomen, Nelson Caterinca și Pregătește cu o conașa, nu, aia e mâncare, n-aveți treabă. Voi nu le-a studiat? Și pe fiecare canal am clipuri separate. Nu există un canal pe altul același clip. Sunt câteva, sunt, dar majoritatea, înțelegeți. Deci voi nu urmăriți. Deci vă spune Nelson. Și zice așa. Nu dori rău apropiului tău, că se va întoarce asupra ta. Nu te bucura de năcazul apropiului tău, că se va întoarce asupra ta. Înțelegeți? Eu v-am spus prima dată intrarea. Deci, eu ce v-am spus, n-am spus-o nici sub formă de glumă, nici sub formă de bucurie, nici sub formă de ură și dușmanie. Pentru că eu dacă astăzi mă gândesc, Doamne dă să-și piardă peștile banii la aparate, mâine s-o pui mâine când mă joc eu, mi-e pierd eu. Și zic, mă, oare nu din motivul și cauza că-s prea rău? Înțelegeți? Am dat numai un exemplu, că oricum îi pierzi la aparate, oricum n-ai șansă. Și atunci să trecem la subiect. Băi, oameni, eu v-am mai spus vouă, dar voi nu sunteți atenți și nu sunteți deștept și nu calculați. De ce? Pentru că mare parte din voi sunteți copii tineri care încă sunteți cu mintea fuicașă. Încă sunteți cu mintea fuicașă. Și să vă dau un exemplu. Acum. Exemplu să vedem dacă încă datează aici. Dacă nu datează aici, atunci îl voi da așa din carul și din bota mea să-mi o... Ia să vedem. Încărcă-te, mă. Să-i dăm glas, adică volum. Și auză-ți. Vai, roie, mă, în botă. Ce să mai auziți, că nu auziți nimic. Am vrut să vă dau din repertoriu. Dar de ce? Gâți pe rasa mătii, nu? Ăsta mă enervează de rău. Du-te în canciu să te mânce, să... Du-te... Mă enervează. Nu vreau să-l sparg. Deci fiți atenți aici. Am vrut să vă dau ceva
citat. Băi, v-am mai spus asta, nu vreau să o urez. Dar totuși, încă o dată, pentru că poate mulți nu au văzut clipul, cea mai mare bucurie e când o femeie îi spune la soțul ei, la concubinul ei, sunt însărcinată. Avem un bebe. Ce să știa? Urmașii noștri. Urmașii noștri. Înțelegeți? Îs urmașii noștri. Și te bucuri enorm. Chiar dacă ești sărac, te bucuri că ți-a mai venit un plod în casă. Și acum vine întrebarea așa. De ce Dumnezeu ăsta al duitu sărutaș brațele și picioarele? De ce îmi dă bucuria că voi avea un copil, iar la nașterea lui, acel copil este olog, cu handicap? De ce acel copil, la nașterea lui, se naște cu o boală, cu o malformație, cu o boală care trebuie să-l purt în spitale 3, 4, 5 ani și după aceea Dumnezeu să moară, sau să o duc o viață întreagă cu el să mă chinui? Sau astea-s cazuri numai de atenționare? Să îl, să te debarasezi de el, să-l lași la casa de copii. Deci, măi, oameni, aceste toate sunt niște blesteme. Și acum depinde în care categorie de blestem caz. Deci fiți atenți. Măi, să nu vă supărați pe mine, că așa dacă vă supărați ăștia care scrieți aiurea, eu vă bag care o mură, că nu-s curios. Dar vă spun așa, ca de la om la om, ca de la inteligență la inteligență, să nu fiți supărați. Pentru că ăsta e adevărul. Deci, aceste blesteme sunt de mai multe categorii. Și tu, care ai beneficiat de blestemul ăsta și ai ajuns la casa de copii, fii atent aici, să zici, îți mulțumesc, Doamne, ție, că nu m-ai condamnat la mai rău. Înțelegeți? Îți mulțumesc, Doamne, ție, că nu m-ai condamnat la mai rău. Acum, la casa de copii, depinde de norocul care l-ai. La casa de copii, vă dați seama dacă maică ta te-a abandonat, atunci acei angajați îngrijitori crezi că vor fi mai buni ca un părinte? Nu. Acei angajați îngrijitori îți vor fura din porția de mâncare. Acei angajați nu îți vor da o vorbă bună părintească pe care să o simți în viața ta. Nu vei primi. Aceea poate mai facem excepții de cazuri când îți spune un angajat de acolo: vai,
dragu mami sau draga mami sau dragu tati, dar când un angajat de acolo îți spune dragu tati și te pipăiește și te îmbrățișează Iorgu părintește, te-o și frecat. Te-o și frecat. Ai pus botul să te lași, măi orfanule? Ai pus botul să te lași, e tata de țomozialul îmbrățișat? Ați văzut polițistul din lift? Cum îi prinde? Frumos, ați văzut pomohaci? Măi copile, măi, măi, înțelegeți? Tactica lor. Tactica lor. Înțelegeți? Și atunci sunteți bajocoriți care sunteți mai slabi de ingeri. Sunteți bajocoriți că și, nu zic eu, Doamne feri, da, să fiu îngrijitor și să am fete până la 18 ani sub observație, vă dați seama, mă, că fetele se dezvoltă. Înțelegeți? Fetele și nu numai asta. I intră în ăsta per pubertația. Înțelegeți? Atât la femei cât și la băieți. Când te mănâncă, ești nervos, păi, dar trebuie să recunoști. Și atunci tu, ca fată, îți pierzi onoarea cu derbedeii de acolo. Și ești frecată și ești ăsta. Ca băiat, înțelegi, iarăși de mic, ești luat și gata, nu mai, păpușa și dă-i pupu. Deci nu trebuie. Asta nu înseamnă că am zis că tăți. Dar marea majoritate sunt arșmă, sunt frecați. Nici nu se discută. Și după o vârstă sunt unii care la 18 ani iesă și poate nici n-ar vrea să plece de acolo. Poate nici n-ar vrea să plece. De-aia căsele de copii au mai multe expediții de excursii să programați pentru copii, ca să iei contact cu lumea, să se obișnuiască cu lumea. Deși acum e altceva. E virtual, la computere, e altceva. Nu ca și înainte, cum a fost înainte. Înainte nici nu se deschide. Nu, măi. Înainte te freca prin înfometare. Înțelegeți? Pe la aia de la casa de copii, dacă faci așa, ei repede, au tresărirea aia. În fine. Deci voi ăștia care ați ajuns la casa de copii, trebuie să mulțumiți lui Dumnezeu pentru că nu ați fost amendați din cauza că ați greșit voi. Că voi ați venit ingeri pe pământ. Voi ați venit mielușei pe pământ. Dar pe motivul anumitor rele făcute de maică ta, taică tu, bunicul tu, străbunicul tu, cineva din familia ta, năcazul și păcatul au căzut pe tine. Și acum să luăm partea alaltă. Deci voi oameni, că ați văzut, sunt femei care naște bebelaș sau bebelașă și îi cu malformații. Nici nu vreau să zic că mi-e groză. Deci știe că o viață întreagă va avea de tras, de chinuit, dar va trage speranță. Ori nu poate să umble și pe pat, ori nu poate să vorbească, ori nu poate, știu eu, ori cu cap din ăla, știi tu, ori cu mânuri din ele așa, ori știu eu, cu picioare. Înțelegeți? Și uitați că acea femeie
nu se leapă de el. Îl ține și își dedică viața prin spitale și prin mănăstiri și prin știu eu unde, ca să o ierte Dumnezeu și doctorii să poată să facă ceva. Înțelegeți? Deci acolo Dumnezeu o ars mai greu. Ați văzut, sunt oameni care și-au vândut apartamentul, și-au vândut casa ca să rezolve cazul copilului lor nou născut. S-au nenorocit, au îmbătrânit de amărăciune, de nervi, de durere. Și nu și-au lepădat copilul. De ce? Că putea să zică, măi omule, decât să stă atâta viața, doi, mai bine lăsăm acolo. Și așa nic și nu știe. Dar nu. Asta zice, tot Dumnezeu nu a lăsat. O zis pe tine, te chinui altcumva. Deci dacă tu, care ești sănătos, frumos, tot în regulă, și tu abandona maică-ta la casa de copii, tu trebuie să faci o comparație cu tot ce se întâmplă în lumea asta și să zici, măi, Nelson are dreptate. Nelson are dreptate. Am fumat sau n-am fumat? Nici nu știu. Trebuie să derulez caseta să vadă. Nelson are dreptate. Și atunci, voi nu aveți voi să mă jigniți pe mine cu vorbe din alea urâte, pentru că năcazul s-a bate asupra voastră. Mă ascultați ce vă spun. Zice așa. Nu-i păcat ce bagi în gură. Poate o femeie să meargă să o ciucească toată viața ei. Scrie acolo. Nu-i păcat ce bagi în gură. E păcat ce scoți pe gură. Ați înțeles? Când le-ai scos pe gură, le-ai scos din creier. De aici. El ți l-a programat. Și creierul ăsta e acolo înseriat sus. E înseriat sus și zice, e așa să uită Dumnezeu, tu l-ai gura pe ăsta, mă, ce vorbește, mă, stai că te-a obținut. Înțelegeți, mă? Deci, băi, oameni, eu, până a mă condamna pe mine, stai, înainte să scrii, calculează, verifică și vezi după aia. Dar voi puști ăștia acordiți care am trăit cu mamile voastre, care le-am dus prăjituri să vă dea, care le-am dus carne cumpărată de la Big, bineînțeles, v-am dus cărnați când erați mici, v-am dus bomboni. Astea nu le știți voi. Și vă uitați la mine așa cu bomboana și cu cărnață în gură, l-ați văzut pe coiosul. Eu astea tăche mi le-am făcut ca să înțelegeți, pe parcurs la mine niciun clip nu-i făcut aiurea, nici ăla din bajocură, nici ăla din seriozitate, niciunul, toate sunt făcute cu un scop. Înțelegeți? Toate sunt făcute cu un scop. Escroc nu îs. Putem fain frumos, de o groză de ori să încerc să beneficiez de buna credința voastră. Eu nu-s curios. Escrocheriile mi le-am făcut în tinerețele mele. Eu nu-s curios, știți de ce? Pentru că aici suntem o lume virtuală, noi suntem unul la unul. Noi suntem unul la unul, deși voi sunteți mulți. Noi suntem unul la unul. Voi mă iubiți și mă apreciați pe mine, eu vă iubesc și vă apreciez pe voi pretinește. Înțelegeți? Vă gândiți că vă iubesc ca pe copilul meu sau ca pe prietenește, mă, prietenește. Deci noi suntem aici unul la unul. Chiar dacă sunteți mai mulți
care îmi dați mie reportul și din ele. Deci, unul la unul. Pentru că eu, când vă torn, bang, 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 var și eu. Aici nu merge că unde smurs puterea crește pe treaba asta. Pentru că nici eu nu singur, printre voi neghinelor, avem antidotul. Adică ceilalți care sunt cu mine. Înțelegeți? Să nu mai punem, că ați văzut, Mikey Haas, ghidușii, simpatie maximă. Bine că și are pe cine să simpatizeze. Și are, pentru că eu v-am spus-o cu gura până la urechi și o încă mențin și ăsta. Ca mine în România, pe tema mea, nu există unul. Unul nu există. Știți cine a fost? Demrădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, actorii ăștia tari. Actorii Stella Popescu, Tamara Buciuceanu, actorii ăștia tari, băi, ăștia, talia mea. Înțelegi? Sau eu talia lor. Deci, n-are importanță. Suntem de aceeași talie. Tata bandit, mă! Tata bandit! Păi n-a zis, mă! Lumea a venit la mine acasă, le-am deschis ușa. Oamenii pe Facebook, lumea mi-a trimis colete cu cadouri. Bă, așa ceva mai rar, mă. Mi-au trimis bani. Așa ceva mai rar, mă. La care eu, bineînțeles, mulțumesc și... Nu, deci nu-i... Să zic că... Îți lipsă și din alea, că eu trăiesc boierește, mă. Uitați-vă la mine pe masă. Pe nimeni, numai pe masă, dacă nu merg nimeni. Una, să vede? Una. Două. Trei. 4. Să mai pun și Rolex-ul. Deci numai cu alea 4 camere de filmat, cu aia a 5-a. Deci, măi, de aici să vă dați seama, eu pentru voi, să nu mai pun eu și tatăneț-o mondialul, Ecotec-ul, asta nu știu cum e, Logitech-ul, să nu mai punem și asta. Înțelegeți? Deci Nelson a investit în aparatură doar ca să fie bine, să fac eu pentru catul ăsta, înțelegeți? Că puteam să iau o cameră bună și să lupt pe bol. Mi-am luat și din aia, și din aia, și din aia, și aparat, și aparat foto care filmează, uitați ecran, ce mare ecran are, înțelegeți? Dic ce mare ecran are, mai mare ecranul ca și la... Uitați, vedeți? Bang, bang, bang. Deci, bă, alu... Eu nu sunt curios să mă știu eu, nici nu zic, să mă îmbogățesc de pe YouTube, dar nici nu zic că, auziți, eu am pretenții. Munca mea, înțelegi, eu de-aia o fac ca să fie răsplătită. Fără să aberăm. Să dăm pe mangreală că nu, că asta îmi place mie și asta... Nu, domnule. Eu fac munca ca să fie răsplătită. Ca astfel, aș depune armele jos, m-aș duce la o consignație în casă de amanet, toate astea, domnule, cât puteți să-mi dați pe ele. Și nu le mai scot. Și îmi iau traista și am plecat la munca mea care o prestam înainte, colecție din magazine. Că v-am spus, un 500 de euro la zi eu îi fac. Bine, că acum avem și acolo, avem ăstea noastre, putem fi prinși, putem ăsta, dar poate pot să-l pun de 50 de mii, nu de 500, înțelegeți? Deci asta e o dimineață, ca să vă descrețesc frunțele celor ce nu vreți să înțelegeți anumite chestii. Am o rugăminte la voi. Canalul Nelson Mondialul Fenomen.
am 66 de mii de abonați. Sau 67, nu știu. Mai e nevoie de vreo, hai să zicem, până în 40 de mii. Păi mă, trebuie să zic eu către voi, dați bătaie și abonați-vă, să fac 100 de mii să pot să mai iau încă un din ăla. Și eu vă spun drept, eu nu o să joc teatru că dorisesc la vreo un copil și din ele. Vedeți-vă de treabă, mă, că ales manevre. Ales manevre ce-au făcut lângă ăla. Casa de copii, înțelegi? Nu, pentru mine. Ca să pot, deci, ca să ne înțelegem. Stânga sus, pe panou, va veni Nelson Mondialu, primul play. Dreapta, tot sus, Nelson Mondialu, fenomen. Și când va veni rândul ăla de aur, va intra acolo. No? Atunci am să decorez ce vedeți voi acolo pe peretele ăla. Unde l-am acolo pe perete? Panoul ăla, care nu-i nimic în el. Până atunci avem de așteptat. Înțelegeți? Eu trebuie să ajung la butonul de aur de mult. Dar, uite, acum o să vină ghidușii la mine. Cu asta am ocazia să vorbesc și cu Mighty Haas. Să-l întreb, băi omule, care-i problema într-adevăr? Am și eu canalul YouTube din 2011. Dar mie, din 2011 până în 2013, o beneficiat altcineva de canalul meu. După care mi-o șters clipurile jos, că au avut acces, chiar el a luat banii pe el, înțelegi? Și numai din 2013 am beneficiat eu de canal, în 2013, cunoscându-l pe Brian Image de la Timișoara, care mi-a spus, o intra pe mine și a spus, băi băiatule, iei bani de pe canalul YouTube? Nu iau, mă, omule, cum nu iei, că tu iei bani, mă? S-o ocupa altcineva de el? Da. N-am zis, ăla ia bani. Și atunci ăla era unul de la București, nu-i mai dau eu nume, nu-i mai ăsta, în fine. Înțelegeți? Așa a fost la început, că nu știam, nu le aveam ăsta. Adică nu că nu știam. Nu eram curios de bani. Am zis, dar cât să câștig? Că nu mi-am dat seama. Cât să câștig? 102 de euro? Pă. Nu chemă că eu nu sunt curios de banii aia, înțelegi? Dar în fond și la urma urmei vorba de sume colosale. De-aia foarte multe clipuri de-a mele nu mai există din timpul ăla, nu mai există, sau care au reușit să mi le salveze, nu au vizualizările care ar fi trebuit. Și am foarte, foarte puțini abonați. Deci canal din 2011 cu 200 de abonați, de mii, e puțin. Când alții au în zărul, nu știu. Și mă, poate o să discut cu ei să vedem care-i treaba. Cu Mikey Haas. Chieta careță, omonială! Înțelegeți? Ceva nu-i în regulă. Ceva poate n-am făcut de obie aici. Să nu se pot abona oamenii, nu știu. E ceva de neconceput și ne... Chietata... Gabriel Rada a scris de dimineață, Vlad Balaș. Dar ce mă, tu zrasa mătii de laptop și computer. Mă enervam câteodată, mă enervează. Mă enervează. Înțelegeți? Ia să vedem. Nici acum, din greșeală am dat să... ceva să urmăresc? Nu, no, uite-te. Dar de ce nu are, mă, nimeni, mă? Dar de ce nu are?
Căști total. Du-te-mă în cancer. Nu am mâncat, bă. Mă enervează. Nu știu ce am făcut la laptop, că nu merge laptopul. Nu merge laptopul, bă. Voi vă dați seama? Toți rasa, mă, tine, să sut de laptopul cum este. Așa te-ai luat și te-ai trânchip aici pe-n casă de numă. Simina, Opriș, Feraru, Bogdan. Nu, care-i treaba de numere? Du-te, mă, îngâți pe rasa, mă, te fac mare până la maxim. Despre și din ala. Nu mare. Înțelegeți? Deci, prietenilor, asta e cu casa de copii, ca să ne înțelegem, că e toată nețumbandit. Asta e cu casa de copii. Înțelegeți? Acolo va veni pus în locul ăsta, va veni pus butonul Mr. Nelson Mondialu, înțelegeți? Și următoarele butoane, mă, pe care eu vă spun sincer, tata, e tata, dar e carul meu, că, uite, Nelson Mondialu, tablou de bord, de aici. Ca să vedeți, de când am canalul și, uite aici, canal din 2011 și numai 227 de mii de abonați. Bine, cam 135 de milioane de vizualizări. Vedeți? Dar nu-i ce vreau eu. Op, întoarcem că voi sunteți bandiți. Voi vreți să mă conectați? Fără să fiu eu de acord, vreți să mă conectați. Fără să fiu eu de acord. Și uite, pe Nelson Mondialul Fenomen, înțelegeți care aici vreau ca să ajung la 100 canalul meu, la 100 de mii de abonați, să pot să, dar 66 de mii. Vedeți? 66 de mii de abonați am și 36 de milioane de vizualizări. 36 de milioane, 53 de mii de vizualizări. Înțelegeți voi? Uite. Și mai am pe Nelson Caterinca, care, bă, auziți, chiar m-am uitat și am văzut, toată lumea scrie acolo la sfârșit, la clip, dați like și subscribe. Eu dacă am zis că te voi așa, am zis, băi, ceri, nu îndurare, nirojeală, uite, aici am 14 mii de abonați, și 5 milioane de vizualizări. Înțelegeți? Pe Nelson Caterinca. O să schimb pozele, o să pun ceva poze mai frumoase și l-am pe ăsta lui Oconașa, are toate 4 canale. L-am pe ăsta și al 5-lea indevenire. L-am pe al lui Oconașa, unde e? Aici. L-am al 5-lea care e pregătit. Al 5-lea cred că o să fie ceva jocuri. Eu, dacă alții fac din ăla cu joc, cu un pușcă pe televizor, o să fac și eu. Gătește cu Oconașa și preparate bune.
are, uite, mai trebuie 3 și are 10.000 de abonați. Și 1.000.000 de vizualizări. E bun. Înțelegeți? Deci, prietenilor, vă aștept să apăsați pe clopoțel. Unde e clopoțelul? Nici nu știu unde să vi-l arăt că e clopoțelul. Iar mi-a scris unul că de ce nu activez inimioarele. Dar nu știu să le activez. Las că vorbesc eu cu Vlad Balaș. Deci, dați pe clopoțel ca să fiți în ăsta, abonați-vă și... Abonați-vă ca să-mi crească abonați. Ce catanăță mondială, așa de dimineață, ce mă face cu copiii. N-am vrut să fac live, că... Unii în safară. Vă pupă, tata, avăla. Și nu fi supărați, băi. Nu fi supărați ăștia care... Casa de copii. Pentru că n-am zis-o cu... un scop rău sau cu din ăla, vă spun ce e. Chie, tata,